Bun găsit! An de an, cancerul face numeroase victime fără a ține cont de nimic. Această boală cruntă aduce suferință și schimbă de cele mai multe ori aspectul estetic al celor care ajung să treacă prin tratamentele agresive ale acestei boli. O echipă formată din specialiști în înfrumusețare, medici și nu doar atât, au decis să se implice în viața doamnelor și domnișoarelor care trec prin această suferință pentru a le reda încrederea în sine. Invitații mei de astăzi sunt Sibel Cristea, fondator SOS, tehnician extensii gene, și Roxana Marcu, psiholog clinician. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine te-am găsit și mulțumim de invitație! O să încep cu tine, Sibel, da? Cum a luat ființa SOS, de unde această idee și felicitări? Mulțumesc frumos! A luat ființă din dorința de a face bine și de a dona ceva. De când sunt mică, tot îmi doresc să dau, să împart. Asta, așa am fost crescută, să zicem, în familie. Iar când am intrat în această frumoasă meserie, mi-am dat seama cât de importante sunt extensiile gene. Și sunt, cât de importante sunt, pentru că am avut cazuri de cancer în salonul meu. De acolo am văzut schimbarea, pentru că am avut pe Romina Popoviș, pot să o numesc, prima domnișoară, care mama ei mi-a scris că e în tratamentul de chimioterapie, avea 16 ani la acel moment, avea o tumoră cancerigenă pe creier și se sfia foarte tare să meargă la școală. Și mi-a scris mama aproape în lacrimi să o primesc și să-i aplic aceste extensii de gene că ar înfrumusețau-o și s-ar simți, ar avea mai multă încredere. Lucrând cu Romina săptămânal, practic, pentru că având gene foarte puține din cauza chimioterapiei, a trebuit să ne vedem săptămânal. Și trebuia o întreținere. O întreținere continuă. Și mi-am dat seama cât de importante sunt ceea ce fac eu. Aceste banale extensii de gene. Ulterior, fiind în această meserie, cunoscând și alte nișe de beauty, mi-a fost ușor să pun mâna pe telefon, să sun pe Giulia Țoc. E cealaltă componentă SOS chiar de la prima ediție. Ea este micropigmentist, adică reconstruiește sprâncene, aerole, fiecare parte așa care lipsește în ceea ce se pierde în aceste tratamente agresive. Exact. Am sunat-o pe ea și am zis, nu mai vrea să facem într-un fel, să facem mai multe doamne, să ajutăm mai multe doamne. De acolo mi-a pornit ideea, hai să aducem ce mai are nevoie o doamnă care trece prin procesul ăsta de chimioterapie. Are nevoie de păr, de o perucă. Hai să căutăm ceva. Și atunci am luat-o pe Jiva Boutique, care este reprezentat de Iulia, care ea a venit cu ajutorul în proiect cu a perucilor, că ea deține un magazin foarte mare de peruci. Apoi am zis, hai să luăm un medic, e nevoie de asta. Hai să luăm și uite, așa s-a lăgit echipa voastră și exact. De sublinia faptul că cei aflați în suferință nu plătesc nimic. Absolut nimic. Deci nu-i costă absolut proiectul nimic. Proiectul SOS, grupul nostru, ne autofinanțăm pentru că există niște costuri pe care acest proiect îl are, de filmat, de montat, de benere. Noi suportăm singuri. Noi ne autofinanțăm, să spunem așa. Toți bănuții care ar veni din exterior, de fapt, noi nu primim bănuți din exterior. Fiecare persoană care a vrut să ne ajute, să ajute proiectul, în sensul să ajute cazul de care ne ocupăm, au venit cu produse de care cazurile noastre au nevoie. În sensul în care prima fată de 17 ani acum, în varianta online, că ne-am mutat în varianta online, a fost o fetiță foarte drăguță de 17 ani, s-a dat pe derdeluș, cazul acesta îl găsiți pe pagină, s-a dat pe derdeluș, s-a lovit la picior și acolo a debutat cancerul. Ea avea de voie, de make-up, că îi plăcea foarte mult make-up. Și o firmă de mobilă i-a construit efectiv o masă profesională de make-up. Sau nu avea căldură în casă, sursă de căldură, de apă caldă. Și o altă firmă a venit și i-a pus în casă tot sistemul de căldură. Înțelegeți? Despre asta este vorba. Și așa a venit ideea. Roxana, Marcu, cum depășesc acești tineri? Psihologic vorbind, această etapă, pentru că nu-i deloc ușor să faci această boală cruntă la o vârstă atât de fragedă. Nu că ar fi mai ușor când ești mai matur, nici de cum. Dar aș vrea să pornim de la cei foarte tineri sau de la cele foarte tinere cu care voi lucrați și până la maturitate. Cum îi ajuți tu sau cum faceți voi să-i ajutați să depășească psihologic această problemă? Sau măcar să reziste, să fie un pic mai optimiști, să lupte. Indiferent de vârstă, un diagnostic precum cancerul este într-adevăr devastator și creează o reală traumă
în interior, în lumea noastră interioară. Contează foarte mult psihicul fiecăruia și personalitatea fiecăruia, resursele de care dispune, și aici nu mă refer cele materiale, mă refer la resursele proprii, referitor la voință, la motivație, la poftă de viață, la planuri de viitor, obiective și așa mai departe, cât și familie, prieteni și echipa SOS, care da, le cred stă că aici alături. Interveniți voi să-i ajutați, da, să le crească stima de sine, moralul și toate cele. Da, este o abordare destul de delicată în cazul unui pacient oncologic. Dar dacă i se readuce aminte că viața oricum este făcută din contraste și în viață oricum luptăm pentru această supraviețuire încă de când ne naștem, și evidențiem toate lucrurile și toate aspectele pozitive și învățăm să nu se privească ca pe niște persoane bolnave, să nu se comporte ca niște persoane bolnave, ci pur și simplu să ia acea boală ca o sarcină de am de făcut lucrul ăsta pe o perioadă de. Eu trebuie să ajung în punctul acela. Asta nu înseamnă că viața mea pune stop, se pune pe stop, se pune punct. Doar pentru că sunt diagnosticat cu o boală. Și eu am trecut prin acest lucru și știu ce înseamnă să fii diagnosticat cu o boală, știu ce înseamnă să-ți se dărâme universul, știu ce înseamnă să fii o femeie tânără, să-ți dorești un viitor. Asta înseamnă că tu înțelegi mult mai bine. Foarte bine înțeleg. Foarte, foarte bine înțeleg. De aceea lucrez foarte mult cu ei pe partea emoțională. Lucrez foarte mult cu ei să înțeleagă că între ceea ce ține de somatic, de boală, de fizic, de corpul nostru fizic, care la un moment dat luptă și se îmbolnăvește, psihicul nostru este în strânsă legătură și partea noastră emoțională, tot ceea ce ține de rană, de traumă, de satisfacția vieții, de calitatea vieții și de cum am trăit până la punctul X, când a debutat acea boală. Și îi învăț să privească retrospectiv. Hai să ne gândim. De ce acum? De ce este acolo tumora? De ce s-a extins și acolo? Hai să vedem ce înseamnă fiecare organ în parte, ce spune despre tine. Pentru că fiecare organ în parte spune ceva despre noi. Fiecare boală și fiecare organ care se îmbolnăvește spune ceva despre noi, despre lumea noastră interioară, despre rezonanța exteriorului în noi. Și caut să vezi de unde a plecat exact. Încerc problemă. Să-i ajut și să-i ghidez astfel încât să fie acest tranzit prin boală mai ușor și să nu fie propăstios. Să nu fie exact cum spuneam mai devreme, acel am pus stop la viața mea, m-am îmbolnăvit, gata, o să mor sigur. Nu ai de unde să știi. Și sănătos, nu ai de unde să știi când mori. Că mori tânăr, că mori bătrân, nu ai de unde să știi lucrurile astea și aspectele astea. Ne întoarcem, Sibel, exact. La echipă și da. Aș vrea să-mi vorbești și despre ceilalți pe care nu i-ai amintit. Nu i-am amintit. Eu am amintit primul SOS. Noi ne-am apucat în 2018, atunci nu era pandemie și am reușit să punem bazele unei gale foarte mari, unde au fost peste 350 de invitați care au donat în mod fizic. În Constanța. În Constanța, a fost în Mamaia. Chiar în decembrie a fost, am avut atunci 11 cazuri, 11 femei pe care le-am transformat toate deodată. Și multe dintre ele încă sunt alături de noi și păstrăm legătura cu ele. Din păcate, sunt câteva doamne care au pierdut lupta cu această boală, dar a fost într-adevăr un succes. Și pentru ele, pentru că atunci s-au strâns foarte multe lucruri importante care le-au schimbat viața, măcar momentan acolo. Acum, fiind pandemie, am reînnoit această echipă și am trecut în mediul online. Acum ne focusăm și luăm câte un caz în parte. Toate cazurile care vin spre noi sunt luate, nu facem o selecție în acest sens. Acum echipa este și sunt mândră
că echipa e formată din profesioniști. O avem pe Roxana Marcu, îl avem pe doctorul Amer, care este doctorul dentist, pe Phil Dismirini, care e oftalmolog, avem pe Cristian Brașovanu, care este un hairstylist de succes, care el lucrează și el cu acest tip de cazuri diagnosticate cu cancer. Stiliști, medici, profesioniști. Make-up artist, care știm că make-up-ul schimbă enorm de mult aspectul și te înfrumusețează, te schimbă, și iar noi facem lucrul ăsta cu Ina, care este creatoare de modă, care le creează ținute, pentru că într-adevăr toate vor să arate într-un fel, iar o ținută, o rochie, un costum schimbă foarte mult starea de spirit. O avem pe Julia Zoc, cea care reconstruiește sprâncenele. O avem pe Vera. Vera are o florărie, iar doamnele, de obicei nouă ne plac florile și fiecare are drept dovadă, cineva din cazul nostru își doreau garoafe, foarte tare garoafe. Ea a făcut în așa fel să aducă garoafe într-o perioadă în care nu existau garoafe. Duceți bucurie pe toate părțile. Absolut, da. O să întreb și pe Roxana Marcu imediat să vedem cum funcționează, cât de mult le ajută această colaborare cu voi și aceste lucruri care vin către prietenele voastre, dacă pot să le spun așa. Dar până atunci aș vrea să facem o legătură cu doctorul Amer. Perfect. Da? Am să-i rog pe colegi, îl avem pe domnul doctor la telefon, pentru că vreau să aflu și părerea dumnealui. Bună ziua, domn doctor! Bună ziua! Cum ați reușit dumneavoastră să fiți alături de această echipă minunată și cum îi ajutați pe cei care vin în cabinetul dumneavoastră sau pe cele? Care este contribuția dumneavoastră și cum vin ei la dumneavoastră? Da, vă aud. Sibel a vorbit cu mine, a venit, este pacienta mea, Sibel, și mi-a propus proiectul care le face SOS și mi-a zis despre ce e vorba, am fost de acord și am și început. Noi oferim tratamente stomatologice pacientelor care sunt în proiect și încercăm să îi îmbunătățim viața lor prin schimbare dinților sau carii sau proteze sau ce putem face, orice tratament care putem să-l oferim. Deci nu contează că este vorba de înfrumusețare sau de sănătate. Sănătate sau înfrumusețare, da. Ce se cere situație, noi suntem dispuși. De când colaborați cu echipa SOS? Avem, cred că, vreo 3-4 luni. Cum primesc pacientele ajutorul dumneavoastră? Prin puțină încredere în ele? Nu? Dumneavoastră veniți și le aduceți puțină încredere? Cum este această colaborare? În primul rând, facem o consultație să vedem cam ce au nevoie. În primul rând, e vorba de sănătate. După aceea, dacă e de înfrumusețare, stăm și discutăm. Dar în primul rând, sănătate. Și cam ne sună Sibel, ne face legături și aranjează Sibel ce trebuie, când trebuie să vină, și depinde de programul nostru și a lor. Până în momentul de față, ce lucrări ați avut pentru cazurile SOS? Au fost lucrări simple sau mai complicate? Nu, n-am avut ceva complicat. Până acum am avut niște chestii genizări care e ceva simple, nu e mare. Chiar mâine mergem să filmăm, pentru că avem deja o doamnă mâine în proiect. Mâine vom avea, da. Și mâine mergem să filmăm încă o dată la domnul doctor. Aveți un sfat pentru cei sau cele care suferă de boli incurabile, care să vină din partea dumneavoastră? Mai repetat, vă rog frumos. Dacă aveți un sfat pentru cei care suferă de boli incurabile sau pentru cele? Un sfat, da, de la dumneavoastră. Sfatul nostru să aibă întotdeauna să meargă la un medic dentist, la stomatolog, să facă consultul, fiind, având de vedere bolile respective, dăunează, deci afectează osul foarte grav și dinții mai ales, și încercăm să le punem sub control. Sunt anumite foarte multe sfaturi și tratamente care noi putem le aplica. Mulțumim frumos și multă sănătate, să aveți grijă de pacienții și pacientele dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu pentru tot. Mulțumim. Am să mă întorc la tine, Roxana, să-mi spui toate aceste lucruri pe care le faceți voi.
le ajută? Cât de mult le ajută pe paciente? Au mai multă încredere în ele? Dacă le-ar lipsi ceva, ce crezi tu că le-ar lipsi? Cu ce ar trebui să mai veniți voi? După părerea mea, cred că le ajută foarte mult. În primul rând, faptul în sine că cineva care nu ți este apropiat vine într-ajutorul tău și te susține. Și sunt și specialiști, exact. Adică nu sunt chiar prieteni simpli. Exact. Suntem o echipă mare, frumoasă, care a descris-o și Sibel. Cunoaște exact. Nevoile. Exact. Se pot identifica, pot empatiza cu ele și lucrul acesta nu poate fi decât îmbucurător pentru ele. Își deschid sufletul în fața ta? Își deschid sufletul, asta voiam să spun. Sunt foarte deschise. Pentru că, în general, omul când trece printr-o suferință, cum este boala, simte nevoia la un moment dat să o strige. Pentru că nu poți să duci singur toată povara. Și atunci, când ai pe cineva care îți inspiră încredere și vezi că atâția oameni se preocupă de bunăstarea ta, indiferent că vorbim de cea fizică, estetică sau de cea sufletească sau de sănătatea în sine, pentru ele este ușor să se deschidă, pentru că au încredere și spun ok, deci tu mă ajuți, mă doare, ce fac? Mă doare sufletul, pe lângă corpul care mă doare, mă doare sufletul. Și se deschid și vorbesc. Consiliez și familia persoanei respective sau nu te-ai gândit? În caz de nevoie, consiliez și familia. De asemenea, urmează să fac și grupuri de suport, atât pentru femei care luptă cu această boală, cât și pentru femei care au trecut prin diferite abuzuri. Pentru că sunt două subiecte foarte delicate în viața unei femei. Atât partea de boală, respectiv cancer în special, cât și partea de abuz. Și intenționez să fac aceste grupuri de suport, bineînțeles pro bono, cum se spune, pentru a ajuta cât de mult pot. Bun. Sibel, mai este ceva de spus și n-am ocultat? Vreau să mulțumesc colaboratorilor, pentru că noi suntem o echipă, dar avem și colaboratori din mai multe domenii, tot de înfrumusețare, care își donează o zi din munca lor și vreau să le mulțumesc foarte mult tuturor care se alătură acestui proiect și vreau să invit, cât mai multe doamne, domnișoare, care trec prin această boală sau care a supraviețuit acestei boli, să ne scrie. Pentru că noi vrem să le înfrumusețăm, vrem să le schimbăm starea de spirit și dacă nu fac ele, nu fac ele să ne scrie, aparținătorii să ne scrie. Chiar voiam să te întreb cum ajung la voi sau cum faceți voi această colaborare, dar deja mi-ai răspuns felul la, acesta, la da, în felul acesta. Dacă mai sunt persoane care vor să se alăture vouă, o pot face? O pot face, pot scrie efectiv pe pagina oficială un mesaj sau pot să ne caute, pentru că toate avem numele acolo, personal, număr de telefon, există absolut orice, să ne scrie direct nouă. Noi răspundem la absolut tot. Ce fel de persoane ai întâlnit în toată această perioadă? Persoane care s-au stresat, s-au supărat, au avut necazuri sau pur și simplu au muncit mult sau cam din ce zone așa vin? Nu există o zonă bine definită. Dar în special să știi că stresul, într-adevăr, deci el este primul este factor. Da, unul dintre factorii principali, este un pilon principal în dezvoltarea unei patologii de genul. Păi atunci să primim sfaturi de la tine, ce trebuie să nu facem? O, Doamne! Câteva, câteva dintre ele. Da, este de dorit în primul rând să încercăm în toată rutina noastră de zi cu zi să ne alocăm un timp pentru noi, în care să ne aducem o bucurie, fie că vorbim de o ieșire la o cafea, fie că vorbim de a citi o carte, fie că, nu știu, ne place să pictăm, să cântăm la pian, să ne alocăm o perioadă de timp, că este jumătate de oră, o oră, două ore, cinci ore, în funcție de timpul fiecăruia, în rutina zilnică ar trebui să avem grijă de noi. Pentru că dacă uităm de noi, nu mai suntem eficienți. Să ne facem câte o bucurie, să o primim așa cum se vine sufletul nostru, să nu uităm de noi, pentru că, iată, dacă alegi, cum spunem noi așa, ne robotizăm. Nebunia aceasta, da, ne robotizăm și atunci ce să facă? Boala se instalează. Noi nu trebuie să-i dăm ocazia aceasta. Noi uităm un aspect esențial în toată fuga noastră, așa, prin viață.
Uităm că noi nu suntem numai corp și uităm că nu avem numai un rol social sau profesional. Ci nu doar uităm, munca contează. Exact. Noi uităm că suntem la rândul nostru și copii ai părinților, mame, părinți, da, în anumite cazuri. Uităm că avem un suflet acolo care are nevoie de hrană la fel cum are corpul nevoie de hrană. Uităm foarte multe aspecte ce țin de partea noastră holistică ca om. Și atunci, exact ceea ce spuneam mai devreme, ne robotizăm și mergem din inerție. Nu mai mergem conștienți prin viață. Se întâmplă să avem și prea multe pretenții de la noi? Să nu fim întotdeauna avem prea multe pretenții. Întotdeauna se întâmplă lucrul ăsta. Face parte din structura umană și din faptul că noi, ca și oameni, trecem printr-un proces de dezvoltare și de evoluție în viață, indiferent bine, de vârstă. Bine, nu e rău să-ți dorești mai mult de la carieră sau, mă rog, anumite puncte, dar oare nu suntem prea pretențioși, nu cerem prea mult de la noi sau nu suntem mulțumiți cu ce avem? Dacă avem atât, de ce să nu avem atât? Da, Pot să-ți dau un alt caz. Laura, una dintre persoanele care o ajutăm noi acum, filmăm cu ea, ea este inginer, soțul avocat, doi copii și a dorit foarte tare să facă unghii tehnice. Toată lumea a sărit. Cum, inginer, să pui unghii? Ce înseamnă asta? Nu există. Și a rămas cu această dorință. Uneori nu cer prea mult, uneori cer foarte puțin. Vrei ceva să faci și cred că și asta e un factor, Roxy. Da. Ar trebui să îndrăznim să facem ceea ce ne dorim. Asta clar, pentru că asta ne aduce împlinire și satisfacție personală. În schimb, cred că persoanele care la un moment dat au mult prea multe pretenții și pun prea multă presiune pe ei înșiși, este de fapt o presiune a acelui gând nu sunt suficient de bun sau trebuie să mă placă lumea și atunci eu trebuie să fac mai mult. Ceea ce este un model de gândire, un model cognitiv dezadaptativ. Avem din fiecare câte puțin și bune și rele, dar în ceea ce spuneai vis-a-vis de prea multe pretenții, pun prea multă presiune, cred că acolo este un sâmbure de rană, vis-a-vis de nu sunt suficient de bun. Exact acolo am vrut să ajung ca să nu se mai întâmple acest lucru. Sau cât putem noi, așa, prin intermediul acestei emisiuni sau prin intermediul vostru, să-i sfătuim pe oameni să fie mulțumiți cu ceea ce au, să îndrăznească dacă sunt lucruri, uite, cum ai spus tu, o extensie sau cu ceva, o meserie pe care poți să o faci, nu te oprește nimeni să o faci. La orice vârstă, fie că vrei să studiezi, fie că vrei să pleci într-o vacanță, poate în țară sau cât îți permiți tu, sau la o plimbare, să ne bucurăm de ce avem, să ne bucurăm de aproape, de natură, de frumos, contează să îndrăznim să facem lucrurile acestea posibile și să nu le mai avem în suflet ca regrete, pentru că, iată, spune psihologul Roxana Margu că aceste regrete nu sunt bune și ele pot contribui, din păcate, la o problemă de sănătate, fie ea mai mică sau mai mare. Familia trebuie să fim susținuți de familie, de prieteni. Și să ne observe cei de aproape, cei dragi, dacă apare aceste nemulțumiri și să vină în sprijin, în ajutor, în încurajarea celui de lângă ei. Vis-a-vis de ceea ce ai spus, că ne poate afecta, da, ca boală un aspect sau aspectele de genul. Hai să luăm niște cazuri banale de boală. Uite, să luăm o răceală în gât. O brăgușeală sau momentul în care îți pierzi vocea. Te duci și iei pastile, te duci la doctori, dar nu te gândești de ce gâtul. Nu te gândești, măi, dar poate eu nu spun lucrurilor pe nume, poate eu nu mă exprim, poate dacă eu nu vorbesc cu mine această durere, exact, da? Să subliniem. Exact. Trebuie să căutăm și sâmburele despre care spuneai tu mai devreme. Da, da. La fel cele gastrointestinale, pentru că cred că toți avem așa un puiuț cu ghilimele de rigoare de gastrită sau, Doamne ferește, sunt cazuri de ulceri și mult mai grave. La fel, stomacul este centrul emoțiilor, este al doilea creier. Trebuie să ne întrebăm în permanență, măi, de ce? Și de să ce căutăm să aflăm și de ce. Exact, exact. Doamnelor, mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Mult succes, sănătate, mulțumim, putere de muncă, suflet frumos să aveți, să-l puneți acolo în cadrul SOS, pentru că faceți oameni mai bucuroși,
prind încredere în ei, în ele și, de ce nu, doamnelor le place să fie frumoase. Da, absolut. Bineînțeles. Absolut. Și este bine că puteți să faceți acest lucru și în această etapă a vieții și, de ce nu, mult curaj ca să depășească această perioadă. Frumos, da. Mulțumesc tare mult! Mulțumim și noi! Dragii mei, ediția de astăzi se încheie aici. Vă doresc multă sănătate, o seară frumoasă și să fim sănătoși!